bucătăria asiatică ne oferă fel de fel de preparate, care mai de care mai ciudate. Astăzi, alături de șef Cătălin Petrescu, îi vom găti lui Cătălin ghiare de pui. De găină mai degrabă. De găină, că sunt mai mari, da. Sunt mai mari. Ce ne spui de acest preparat? Ce să spun, că la prima vedere sunt par destul de respingătoare. Da. Nu știu cât de apetisante par. Nici nu-ți dai seama că-s de găină. De pasăre sunt, par că am fi de... O pasăre mai mare, așa, da. Un pic. Probabil la ei sunt păsările mai mari. Le gătesc foarte ușor, la o temperatură mică, constantă, undeva la 6 ore. Și ce ai pus înăuntru? Că miros, de mirosit miros bine, foarte doar că bine. Sunt respingătoare ca aspect. Cu o reducție de soia, cu anason, cu ginger, arde iute, mult mai multe condimente asiatice. Acum o să le încălzim foarte puțin la aburi. Eu cred că 10 minute ar fi de ajuns. Uite, după cum vezi, mi-au mai rămas aici niște boabe de soia. Cătălin, arată respingător, miros foarte bine. Sunt curioasă. Sunt dacă... Sunt la gust, deci garantez. Șef Cătălin a aranjat ghearele de găină simplist, în stil contemporan, iar Măruță nu s-a lăsat prea mult rugat să se așeze la masă. Salut, Cătăline, ce faci? Bine ai revenit. Toată săptămâna m-am gândit ce să-ți fac. Și pe cuvânt. Până acum a fost bine ce a fost aici. N-am mâncat ou de la clocii niciodată, dar a fost gustos. Știi care e avantajul meu? Că eu cred foarte tare că tu le dai gust preparatelor și că o să mă ajute foarte tare să mănânc. Mai greu cu aspectul. Adică acum mă legați la ochi? Acum te legăm la ochi pentru că n-ai să mănânci dacă ai să vezi. Și atunci prefer să te leg la ochi. Și să mănânci cu grijă, să nu te neci. Din ce zonă e? Ce... Asia. Asia, asta, da, suntem pe Asia, am înțeles. Asia. E ceva ce se găsește în restaurantele lor? Da. E delicates. Delicates. La fel. Perfect, ne legăm la ochi și încă un nou preparat asiatic. Cătălin? Mișcă? A mișcat, la un moment dat. La un moment dat, da. Cătălin, eu am văzut cum s-au preparat. Sici, pe lângă că a mișcat, a umblat foarte mult. Da, este un... Tu știi, Laura, cât de mult a umblat. De cât timp ai nevoie în bucătărie ca să-l faci? Mi-au trebuit vreo 5-6 ore. 5-6 ore? Mm-hmm. Te rog, Laura, haide să vedem! Încă un lucru nou! Cum se numește? N-aș vrea să zic. Auzi, se mănâncă cu mâna sau se mănâncă cu... Se mănâncă, nu, lasă-l că se murdărește, poate se înțeapă, se taie. Cum se înțeapă? N-aș vrea să te tai. Pe cum să mănânci la carte înțeapă? Da. Uite, hai că încerc să te ajut așa un pic. Are miros așa de... Da, dar mie îmi plouă în gură. De tocăniță. Mișcă. Mănâncă încet, că s-ar putea să te neci. Iar se schimbă în fizionomie. Mă, nu știu dacă se schimbă. Ha? Un pic gelatinos. Mai vreau. Mai vrei? E foarte gustos. Nu vrei să vezi și ce mănânci? Hai să mă deschid, pot? Te rog. Să știi că a fost gustos, serios. Uite cum arată. Deci asta e o gheară de găină sau cocoș. A fost gustos, mai vreau gheară de pui, dar nici nu știe Laura ce o așteaptă pe ea. Cătălin, îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Să știi că ai revenit, ești foarte talentat, pentru că sunt foarte gustoase, serios. Mulțumesc.